Mulțumim tuturor celor ce au slujit, frați și surori, doamnelor și domnilor, care în această seară ați venit să ascultați Evanghelia Mântuitoare a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În această seară încă o dată vă salut și vă mulțumesc că sunteți aici. În seara aceasta să ne concentrăm împreună cu experiența unor adulți la cuvântul Domnului, pe care Dumnezeu l-a păstrat peste veacuri până în generația noastră, pentru ca El să informeze și să mântuiască sufletul nostru. Fiecare dintre noi pornim în viața de adult cu cele mai alese intenții, vrând să avem o viață plină de bucurie, de satisfacție și de fericire. Însă deseori, realitatea din viața personală, din viața de familie, din viața cotidiană, din viața de biserică, implică multă nedreptate, mult conflict și multă insatisfacție. În ciuda faptului că nu dorim decât să se întâmple bine, să facem bine și să ni se facă bine, deseori ne confruntăm cu lucruri pe care nu le programăm. În viața personală, de multe ori facem ceea ce nu dorim și nu reușim să facem ceea ce ne propunem. În viața de familie, deseori intervin neînțelegeri, conflicte, deseori se ajunge la divorț. În viața socială ne confruntăm cu imoralitatea, cu destrăbălarea, uneori strigătoare la Dumnezeu. Chiar în viața de biserică întâlnim tot felul de lucruri care șochează. Ce anume stă la baza acestui faliment uman care aduce în viața noastră lacrimi, nedreptate? Aș vrea în seara aceasta să realizăm că una dintre cele mai evidente reacții ale omului la ce se întâmplă în jurul lui este pofta. Acesta este primul lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară. În jurul nostru se petrec lucruri, fapte și evenimente care ne determină să reacționăm. Una dintre cele mai evidente reacții ale omului la ce se întâmplă în jur este pofta. Omul a fost înzestrat de Creator cu capacitatea de a percepe ce se întâmplă în jurul lui. Orice om sănătos are prin naștere capacitatea să audă. El aude ce se aude în jurul lui. El vede ce se vede în jurul lui. El simte, gustă și pipăie ce există în jurul lui. Noi oamenii avem capacitatea să știm ce se întâmplă lângă noi. Faptele care se petrec lângă noi le vedem. Evenimentele care se întâmplă lângă noi, noi le percepem, le știm, le observăm. Vorbele, imaginile care se derulează în jurul nostru, noi le introducem în interior. Ei bine, toată această lume de activitate din jurul nostru ne determină să reacționăm. Dacă vedem un baby, un copilaș micuț, dintr-o dată reacționăm cu zâmbet, cu gingășie și fiecare ne îndreptăm privirea și spunem ce frumos. Dacă spre noi se îndreaptă un animal sălbatic sau altceva care ne pune în viața în pericol, noi nu mai zâmbim, noi nu mai spunem ce frumos, ci dimpotrivă ne întoarcem și fugim să ne scăpăm viața. Lucrurile care se petrec în jurul nostru ne determină să reacționăm. Una dintre cele mai des întâlnite reacții ale omului la ce se întâmplă în jurul lui este pofta. Vă dau două exemple scurte în această seară. Primul este din a șasea carte a Bibliei, respectiv Iosua, capitolul 7, versetul 21. Acolo unde unul dintre bărbații lui Israel, unul dintre bărbații poporului lui Dumnezeu, are o experiență de faliment. El cade în păcat. De ce? Pentru că a fost tentat, determinat de ce s-a întâmplat în jurul lui să păcătuiască. Nu s-a putut abține, a poftit și a păcătuit. El dă o declarație mărturisind ce s-a întâmplat. Și în versetul 21 a capitolului 7, el spune: am văzut, am poftit, am luat și am ascuns. Aceasta este trista istorie a neputinței și a falimentului uman. Acan vede,
vede ceva ce există în jurul lui și nu se poate abține să lase lucrul acela acolo, ci pentru că îl poftește, el îl ia. Nu era al lui. Nu avea dreptul să îl ia, dar nu s-a putut abține. Tendința din interiorul lui de a avea lucrul acesta l-a determinat să-l poftească și să-l ia. A păcătuind luându-l, dar și-a asumat responsabilitatea aceasta și a luat. El spune, am văzut, am poftit, am luat și am ascuns. De câte ori nu s-a întâmplat în viața mea lucrul acesta? Vedem o fată, o femeie, vedem un băiat, un bărbat, vedem bani, vedem mașini, vedem slujbe, vedem idealuri, vedem poziții, vedem oportunități și chiar dacă nu sunt ale noastre, chiar dacă nu ni se cuvin nouă, în inima noastră se naște dorința să le avem. Vreau și eu poziția aceasta. Eu sunt singura persoană care știu că nu o merit, dar o vreau. Vreau și eu geabul acesta. Vreau și eu casa aceasta. Vreau și eu automobilul acesta. Vreau și eu femeia aceasta. Vreau și eu bucuria aceasta. Nu ți se cuvine să o ai. Ba da, mi se cuvine. Și inventez argumente. De ce? Pentru că în inima mea există poftă. Nu mai pot gândi obiectiv că nu-mi pot permite. Nu mai pot să fiu cinstit și drept cu mine, ci pofta mă determină să fiu nedrept. Și folosesc relații, murdare sau cinstite. Folosesc prietenii, banii, influența și vreau să pun mâna. Vreau să pun mâna, să am. De ce? Pentru că în interiorul meu o poftă nebună mă determină să am, să am, să am. Am văzut, nu m-am putut abține. Am poftit, nu m-am putut opri și am luat. Aceasta este trista istoria falimentului uman care se întâmplă cu fiecare dintre noi. În fiecare zi suntem expuși la ce vedem, la ce auzim, la ce gustăm, la ce pipăim. În fiecare zi aceste 5 percepții senzoriale, capacități de a vedea, de a auzi ce se petrece în jurul nostru, ne dictează să poftim. Un al doilea exemplu, Genesa capitolul 3, versetul 6. Mama celor vii, prima femeie luată din coasta lui Adam, dată de Dumnezeu acestuia, pentru un singur bărbat, o singură femeie, Eva, și ea are aceeași problemă ca și Acan. Și ea dă o mărturisire a evenimentului catastrofal din viața ei și spune, am văzut, dragi tineri, să fiți atenți ce vedeți, am văzut pomul și am înțeles că îl doresc, că e de dorit. Văzându-l l-am dorit. Dacă nu-l vedeam, îl doream? Nu. Dar nu pot să umblu cu ochii închiși. Da, dar poți să stăpânești dorința. Cum? Am văzut. În fiecare zi vedem femei, bărbați, ce se întâmplă în interiorul nostru. Și în biserică suntem împreună, bărbați cu femei. Cu ce ochi privesc surorile de lângă mine? Care probabil sunt blonde atunci când soția mea este brunetă sau invers. Poate îmi veți spune, frate Luigi, ești prea direct. Viața e directă, nu eu. Atitudinea unora dintre noi este directă, nu eu. Cum reacționăm la femeile care stau lângă noi? Care trec pe stradă, cu care mergem în mijloacele de transport, care sunt lângă noi, în birou sau la locul de muncă. Cu ce ochi le privim? De obicei, predicile noastre nu tratează astfel de subiecte, pentru că noi suntem așa de duhovnicești, încât nu avem astfel de probleme. Și atât de duhovnicești suntem, încât mai târziu scriem și noi mărturisirea lui Acan și a Evei. Ascultați-mă, popor al Domnului! Acești doi ochi, care sunt un mare dar de la Dumnezeu, ne pot duce în infern, departe de Dumnezeu pentru întotdeauna. Departe de Dumnezeu pentru întotdeauna. Și cuvântul Domnului spune în Evanghelia după Matei, capitolul 5, dacă un bărbat
privește o femeie cu intenția să o poftească în inima lui, a și prea curvit. Nu este nevoie de relația intimă fizică. Adulterul este fizic și moral. Fizic este atunci când se întâmplă de fapt și moral este atunci când un bărbat privește o femeie, o găsește plăcută, senzuală, atractivă și în inima lui începe să-și imagineze cum ar fi să. În momentul acela pofta se declanșează și el își folosește imaginația ca să-și hrănească pofta din interior. Stă lângă tine și nu știi ce gândește. Îți privește soția și fiica și nu știi ce gândește. Și foarte probabil că printre noi sunt mulți astfel de bărbați. Să fii penticostal, nu spune Biblia despre cuvântul acesta și despre biserica aceasta. Biblia conține următoarele cuvinte: neprihănit, sfânt, dedicat lui Dumnezeu. Așa trebuie să fie omul lui Dumnezeu, sfânt, neprihănit și dedicat lui Dumnezeu, nu doar penticostal. Sfânt, neprihănit și dedicat lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre sfințire, despre neprihănire, despre abstinență, despre înfrânare, despre autocontrol, despre o viață pusă la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos. Este ușor să creăm evenimente. Avem fanfară, avem cor, avem orchestră, nu mai reușim să facem față potopului de bilete care vin din sală. Vreau să cânt, vreau să recit. Creăm evenimente frumoase, dar ce se întâmplă mâine? Unde te uiți mâine? Ce faci când întâlnești picioarele dezvelite ale unei femei care se îmbracă intenționat ca să te instige, să te ispitească? Ce se întâmplă în inima ta? Ce se întâmplă în sufletul tău? Ai acasă soție și copii. Cum reacționezi? Te invită cineva să vezi un film și seara, în timp ce stai liniștit pe sofa și te uiți la televizor, dintr-o dată apare o femeie și știu cei de la Hollywood cum să o cosmeticizeze și cum să o îmbrace, sau iertați-mă, cum să o dezbrace, pentru ca în minte să ți se nască un film murdar și ești omul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă dacă biserica este populată cu astfel de bărbați care n-au autocontrol? Este populată cu astfel de femei care intenționat se îmbracă ca să instige, să ispitească, să atragă privirile. Eva spune: am văzut, am dorit și am luat. Aceasta este trista istorie a neamului omenesc. Asta în fiecare zi vrea să se întâmple cu mine. Mâine când mă voi trezi, voi deschide ochii și urechile și vor începe informațiile să vină. Și aceste informații vor vrea să-mi deschidă inima larg la perete și să încep să poftesc. Să poftesc oameni, poziții, bani, oportunități. Noi reacționăm în două feluri la ce vedem, la ce auzim, la ce simțim, pipăim și gustăm. Reacționăm în două feluri la ce se întâmplă în jurul nostru: poftind, adică dând concursul ispitei, sau autocontrolându-ne, înfrânându-ne. Noi acționăm în două feluri: prin poftă, și asta vrea diavolul, el ne ispitește și urmează ca noi să poftim. Orice om normal, natural, firesc, va pofti la ceea ce este diferit de ce are el. Orice om normal, natural, firesc, va pofti la tot ceea ce este diferit de ceea ce are el. Ați observat că nouă ne place ceea ce nu avem? Omul vrea să aibă ce nu are. Asta vrea omul, să aibă ce nu are. După ce are o vreme, se satură de ce are el și își mută dorința la ce nu are. Și tot timpul ar vrea să aibă altceva, alta, altul, alta, altul. Să continue șirul cuceririlor. În general, omul este vulnerabil și slab. De aceea Biblia spune: ferește-te de ce ți se pare rău. Dacă știi că ai probleme cu alcoolul, ține-te departe de alcool, că dacă te apropii de el, nu te poți opri. Dacă ai probleme cu imaginația, cu filmele, cu pornografia,
atunci ține-te departe de zona aceasta, că dacă te apropii, nu te poți opri, omul e slab. Dacă ai probleme cu bârfa, cu cleveteala, nu sta într-un anturaj unde te vezi atras să vorbești despre a treia persoană care nu-i prezentă. De dimineață se vorbea despre păcate mai grave decât unele decât altele. Nu există păcate bune și păcate rele, există păcat și atât. Și orice păcate duce în iad, în centrul iadului. Să nu credeți că unele păcate îi duc pe oameni în iad, iar altele îi duc în împărăția lui Dumnezeu. Ascultați-mă, oameni ai Domnului, orice păcat te îndepărtează de Dumnezeu, pentru că orice păcat este o răzvrătire în fața legiuitorului, în fața creatorului, în fața regelui. Și cu orice păcat îi încurcăm planurile. Păcatele toate duc la moarte, nu numai unul sau altul. Noi le calificăm în funcție de doctrinele noastre. Dar păcatul duce la moarte, indiferent cum se numește el. Biblia spune că toți mincinoșii vor fi afară. Iată dar ce păcat simplu, făcut într-un moment de lipsă de control. Ai spus o vorbă, ai mințit și Biblia spune că mincinoșii sunt afară. Afară unde? Afară din împărăția lui Dumnezeu. E mai gravă curvia decât minciuna? Și curvarii și mincinoșii sunt afară. Dacă dumneavoastră spuneți că e mai gravă, asta e problema dumneavoastră. Dar Biblia spune că amândoi sunt afară. Amândoi sunt afară. Și curvarii și mincinoșii. Vorbim despre păcate grave, timp în care între noi există bârfă. Bârfa este o atitudine de neprihănire sau de păcat? De păcat. Invidie. Dispreț. Lipsă de respect, lipsă de manifestare a politeții, indiferență, răutate, dușmănie, partide. Ce pocăință este aceasta, frați și surori? Unde ne va duce pocăința aceasta? În raiul penticostal? Nu există. Numai Dumnezeu are un rai și acolo se ajunge fără bârfă, fără dispreț, fără ironie, fără răutate, fără cleveteală, fără invidie, ci cu o viață de iubire și de iertare. Iubit popor al Domnului, nu calificați păcatele ca fiind grave și mai puțin grave. Orice păcat duce la moarte. Orice păcat te îndepărtează de fața lui Dumnezeu. Orice păcat te face insensibil, te face să devii dur, casant, metalic. Să nu mai ai sensibilitate spirituală, devii rece, rece. Duhul Sfânt se îndepărtează, rămâi singur. Și mincinoșii și curvarii sunt afară, amândoi. Am rămas uimit când am citit în Cartea lui Dumnezeu, din Evanghelia după Matei, de la capitolul 25, începând cu versetul 41 în jos, am rămas mut de uimire. Pentru că eu nu am știut până la momentul acela că păcatele sunt de comitere cu C, a face ce nu este voie, și de omitere cu O, a nu face ceea ce trebuie. Noi ni se pare că dacă ne ferim de rău, am făcut tot ce trebuia. Nu! Când ne ferim de rău, am făcut doar jumătate din ce trebuia. Pentru că după ce ne ferim de rău, urmează partea a doua, să facem binele. Și acum citim cuvântul Domnului. Apoi va zice celor de la stânga, duceți-vă blestemaților, pentru că nu vă cunosc. Și mă așteptam să spună, pentru că ați curvit, pentru că ați consumat alcool. Dar Biblia spune, am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Acum mă adresez bordul Bisericii Betania și întreb, pe câți ați exclus dumneavoastră din această biserică pentru că nu au manifestat generozitatea, dărnicia, ospitalitatea, vizitarea? Este păcat pentru Biserica Betaniei să nu faci bine? Aproape că nu. Pentru noi e păcat să nu curvim. Și atât. Frați și surori, Evanghelia Mântuitoare a lui Iisus Hristos este singura care are dreptul să ne spună cum e bine și cum e rău. Și ea în seara aceasta spune, când reușești să nu faci răul, ai rezolvat doar jumătate din problemă. Pentru că a doua jumătate o spune Iacov atunci când zice, cine știe să facă binele
și nu-l face, a săvârșit un păcat și păcatul te scoate afară din împărăția lui Dumnezeu. Am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Câți oameni flămânzi cunoaștem noi? Care e atitudinea noastră față de ei? Am fost însetat, gol, bolnav, în temniță și n-ați venit pe la mine. Acestea sunt păcate de neglijare, de omitere, de uitare, de indiferență. Acestea ne scot din împărăția lui Dumnezeu. Vă chem în această seară, tineri și bătrâni, bărbați și femei, oameni ai lui Dumnezeu care de mult alergați spre cer, înțelegeți cuvântul Domnului și împliniți-l cu fapta. La ce se întâmplă în jurul nostru, noi reacționăm în două feluri. Prin poftă și dăm curs ispitei și păcătuim, sau prin abstinență, prin înfrânare, prin autocontrol. Însă omul are o natură slabă și nu se poate înfrâna. Dacă are ceva de câștigat, bani, plăcere, satisfacție, hobby, poziție, omul nu se înfrânează. Omul se duce din rău în mai rău și spune pesta și gata, doar atât și mă opresc. Și așa facem fiecare zi. Autocontrolul este capacitatea Duhului Sfânt. Omul care trăiește în dimensiunea Duhului Sfânt, omul care îl conține pe Duhul Sfânt și în a cărui inimă există Duhul Sfânt, omul acela are capacitatea să se înfrâneze, să manifeste abstinență, să se împotrivească tare în credință ispitei care vine prin ce vezi, prin ce auzi, prin ce pipăi, prin ce guști și prin ce miroși. Reacția pe care eu o am de mâine până duminică va fi în funcție de inima mea. Matei capitolul 12, versetul 35. Omul bun va scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Dacă inima lui e rea, omul rău nu va face lucruri bune. Poate fi penticostal. Omul bun va scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Ce fel de om ești? Ești un om bun? Ai o inimă bună? Este controlată de autoritatea lui Dumnezeu? Domnește Evanghelia mântuitoare a lui Iisus Hristos acolo? Sunt principiile lui Dumnezeu acolo și te temi de păcat? Sau ai o teologie personală pe care ai adus-o ori din Satu Mare, ori din Timișoara, ori din Giurgiu, ori din Cluj, ori din București? Evanghelia nu-i diferită între aceste orașe. Dacă avem o teologie diferită, asta arată formalismul nostru. Evanghelia este aceea și în Giurgiu, și în Ardeal, și în Moldova. Ar trebui să ne potrivim, așa cum ne potrivim la legile de circulație, indiferent de unde venim. Roșu este pentru toți, stop. Verde este pentru toți, du-te. N-are importanță dacă ești din Missouri, din Oregon sau nu mai știu, din orice alt stat. Pentru toți, roșu este stop. Cum se face că în funcție de zona din care venim, Evanghelia spune tot altceva? Nu mi-o luați în nume de rău. Eu pot să rostesc vorbe de aici fără înțeles. Însă sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu să vă spun adevărul și ce veți face cu el este problema dumneavoastră. Acest adevăr, în primul rând, este valabil pentru sufletul meu și pentru sufletul fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă chem în această seară la discernământ și la maturitate. Bărbați și femei, copii, tineri și adulți, temeți-vă de Domnul într-o manieră practică și reală. Cunoașteți voia lui Dumnezeu din Scriptură și învățați-vă să aveți o viață de principii în care puteți deosebi, luminați de Duhul lui Dumnezeu, răul de bine și apoi manifestați puterea din Duhul Sfânt de a respinge răul și de a împlini binele. Proverbe capitolul 4, versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Inima este sediul sentimentelor. Sufletul înseamnă sentimente, rațiune și voință. Aceste trei facultăți care stau la baza deciziilor noastre, la baza dorințelor noastre. Sentimente, asta este lumea simțirilor, domeniu afectiv. Rațiune, asta este domeniu cognitiv, este alegerea noastră. Și voința, e capacitatea de a alege între două sau între trei lucruri. Păzește-ți inima mai mult decât orice
Și cuvântul Domnului continuă și spune, inima este nespus de înșelătoare. Și a fratelui lui Gimițoi, da! Este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea, adică din calea afară de rea. Inima despărțită de Duhul lui Dumnezeu, despărțită de autoritatea Evangheliei, despărțită de voia lui Dumnezeu, oricât de cultivată ar fi, oricât de religioasă ar fi, este nespus de înșelătoare și te înșeală. Nu vă încredeți în propria inimă, ci încredeți-vă doar în Dumnezeu, în autoritatea lui Dumnezeu manifestată prin Duhul Sfânt și prin Evanghelie, prin cuvânt, prin Biblie. Proverbe, capitolul 23, versetul 7. Omul își face socotelile în suflet. Eu îmi fac socotelile în suflet față de fiecare. Și indiferent de ce am în suflet când mă întâlnesc, spun God bless you. Asta o spun cu buzele, dar ce este în sufletul meu numai eu știu. Omul are capacitatea să fie fățarnic dacă vrea. Omul are oportunitatea să fie duplicitar dacă vrea. Una spune cu gura, alta simte în inima lui. Cât de transparent ești? Cât de sincer ești? Pentru că am puțin timp, îngăduiți-mi să vă spun definiția sincerității. De fapt, nu definiția, ci originea cuvântului sincer. El este un cuvânt latin. Vine din cuvântul latin sincera. El s-a format printr-un obicei antic. În antichitate, când nu exista emailul, porțelanul, exista pământul și oamenii făceau vase din pământ, din lut. Le ardeau un foc și ele deveneau tari. Și existau atunci ca și astăzi un business de construire de vase de lut. Și oamenii care construiau vase de lut aveau o mare pierdere. Multe când le băgau un foc să se ardă, crăpau și ei trebuiau să le arunce și n-aveau profit. De aceea au inventat o șmecherie. Au inventat o metodă de a avea profit. Au făcut ceară și au ceruit vasele și prin interior și prin exterior. Adică le-au dat cu ceară, ca și cu vopsea, și prin interior și prin exterior. Și crăpătura s-a astupat cu ceară. Și când eu mergeam la piață să cumpăr vasul, el îmi dătea un vas crăpat, dar eu nu-l vedeam, pentru că crăpătura, fisura era acoperită cu ceară. Îl duceam acasă și când puneam ceva fierbinte în el, ceara se topea și crăpătura devenea evidentă. Și eu vedeam că omul m-a păcălit, m-a înșelat, dar nu mai puteam să mă duc înapoi să-i dau vasul înapoi. Și atunci oamenii au inventat și ei o metodă de a verifica. Mergeau la târg, la piață, cu foc. Aprindeau un foc și îl băgau în cană, în oală, și unde era crăpătura mascată cu ceară, se vedea o rază de lumină. Și omul care cumpăra îi spunea celui care vindea, vasul ăsta nu e sinecera, vasul ăsta e pleznit, are fisură, vrei să mă înșeli, nu e sinecera. De aici s-a format cuvântul sincer, adică ai fisură și vrei să te ascunzi, te mânjești cu ceară, vii la mine și mă îmbrățișezi, mă bați pe umeri și îmi spui God bless you, dar cine știe ce este în sufletul dumitale? Frați și surori, sunt eu sinecera? Va veni într-o zi focul și ceara se va topi și de-abia atunci voi rămâne gol cu fisura mea înaintea lui Dumnezeu și El îmi va spune, du-te de la mine blestematule pentru că nu te cunosc. Nu vor rămâne în anturajul meu niciodată oameni cu fisuri, oameni care își protejează fisura, care nu vor să se expună harului Mântuitor, să primească iertare și să se pocăiască. Dacă în această seară, în calitate de muritor, stai pe bancă și de mulți ani îți ascunzi o fisură mânjindu-te cu ceară, te rog, lasă ca harul cercetător al lui Dumnezeu să-ți pătrundă în suflet. Spune, Doamne, de multă vreme maschez o fisură. Unde? Cât să mai merg cu ea așa? Pentru că încep să simt căldura focului care se apropie din ziua judecății și ceara mi se va topi, iar fățărnicia va fi dată pe față. Vreau să mă opresc în seara aceasta, Doamne. Vreau să dau un telefon la fratele și să-mi cer iertare, să-i spun despre nelegiuirea din inima mea.
Vreau să mă duc la El și să-i spun că am fost rău, netrebnic și să-mi cer iertare. Vreau să vin înaintea Ta și să-ți mărturisesc păcatul. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, dar mi-am mărturisit păcatul și Tu ai iertat vina păcatului meu. Slavă lui Dumnezeu pentru că El iartă vina păcatelor noastre! Una dintre cele mai evidente reacții umane la ce se întâmplă în jurul nostru este pofta. Reacția duhovnicească este înfrânarea, însă nu se poate înfrâna decât omul care e matur, care este duhovnicesc, omul care se implică într-un proces de creștere. Creșterea spirituală nu e un eveniment de duminică seara, ci este un proces. Noi când ne naștem copiii, ei se implică într-un proces de creștere, nu cresc așa, hop, duminică și mai stau vreo 2-3 ani și mai cresc de Crăciun și mai stau 2-3 ani și mai cresc de Paște așa în șuturi. Nu, ei cresc permanent, puțin câte puțin, e un proces, puțin câte puțin. Așa crește omul duhovnicesc din Biserica lui Dumnezeu, așa cresc oamenii care cântă la fanfară, la orchestră și la cor. Oamenii care conduc, stau la ușă, în sală sau la balcon. Viața este un proces, un proces spre unde? Un proces spre ce? Fiecare privire, fiecare auzire, fiecare decizie, fiecare vorbă, fiecare atitudine de-a mea este o parte a acestui proces care merge spre cer sau spre infern. În al doilea rând în seara aceasta, vreau să vorbesc puțin despre manifestările senzualității. Senzualitate înseamnă dorința exagerată spre plăcerile trupești. Dorința exagerată, dominantă spre plăcerile trupești. Asta este senzualitatea. Manifestările senzualității. Una dintre ele este anturajul negativ. Sunt persoane dintre noi care ne permitem un anturaj dubios, negativ și păcătos la școală sau în altă parte. Un anturaj care are un comportament murdar și păcătos și noi spunem, eu nu sunt ca ei. Dar peste o vreme vei deveni ca ei, pentru că, atenție, niciun om nu poate depăși limita propriului anturaj. Niciun om nu poate depăși limita propriului anturaj. Atât vei fi cât este anturajul în care stai. Dacă stai într-un anturaj limitat, mediocru, păcătos, plin de o vorbire murdară, plină de glume proaste, așa vei fi. Dacă vrei să fii mai mult, alegeți un anturaj mai mult. Anturajul în care stai te definește și îți definește viitorul. Ia-ți un anturaj așa cum mai vrea să devii. Dacă vrei să devii duhovnicesc, ia-ți un anturaj duhovnicesc. Dacă vrei să iubești studiu biblic, ia-ți un anturaj de studiu biblic. Dacă vrei să iubești rugăciunea, ia-ți un anturaj unde oamenii se roagă. Dacă vrei să devii un om serios și demn, matur și vertical, ia-ți un anturaj așa și în scurt timp anturajul te va influența și vei deveni așa. Anturajul negativ poate strica mari caractere, dar poate și înnobila oameni vinovați și păcătoși. O a doua manifestare este pornografia. Astăzi asistăm la o inundație vinovată de pornografie. Copiii noștri trăiesc într-un mediu efectiv fără limite în ceea ce privește pornografia. Mass media, care înseamnă TV și toate celelalte publicații, absolut toate, prezintă goliciunea umană care te cheamă la poftă. Pornografia astăzi este începutul unei vieți de păcat. Nimic nu este mai grav și cu altă ocazie, prin harul lui Dumnezeu, o să explic acest proces demonic de memorare a imaginilor. Așa cum noi în computer avem capacitatea să seivuim
imagini și să le stocăm și ele rămân acolo și peste 50 de ani. Doar dăm un click și dintr-o dată imaginile acelea ne apar pe monitor. Tot la fel în mintea noastră se pot seivui imagini pornografice pe care le-am văzut într-o anumită împrejurare. Și vii și te rogi marțea și dintr-o dată, din zestrea aceea de imagini, cineva vine și îți pune pe monitor imaginea aceea murdară și nu te mai poți ruga. Ți s-a întâmplat asta? Nu odată și nici de două ori. Pornografia astăzi este startul spre autosatisfacere, pentru că imaginele acelea pângărite pe care le-ai băgat în interior nu le mai poți șterge. Nu există delete pentru ele. Nu există. Nu există delete pentru ele. Te vei lupta mereu cu această zestre de imagini pe care o ai în interior, care va vrea să-ți apară tot timpul așa cum îți apar imaginile publicitare pe monitorul computerului. Ai văzut că vrei să faci treaba și dintr-o dată îți apare o imagine publicitară. N-o chemi, dar ea vine. Așa vin imaginele acelea din zestrea de imagini pe care le-ai înghițit, văzând. Oprește-te să te mai hrănești cu astfel de imagini, pentru că ele te vor domina și tot timpul îți vor apărea în conștient. Mintea umană are trei instanțe: conștient, subconștient și inconștient. Și probabil peste 2-3 săptămâni am să vorbesc puțin despre asta într-o duminică seara. Însă acum am să trec mai departe spunându-vă, frați și surori, pornografia, imaginile păcătoase pe care le luăm din mass media, ne conduc la obiceiuri păcătoase, la autosatisfacere. Dragi tineri, ascultați-mă bine ce vă spun. Dacă vreți să vă ruinați viața, dacă vreți să deveniți dependenți de păcate de autosatisfacere, nu trebuie decât să seivuiți în mintea voastră, în memoria voastră, imagini pornografice și sunteți asigurați pentru restul vieții că veți fi dependenți de obiceiuri de autosatisfacere și nu o să vă mai salveze nimeni. Disciplinați-vă viața, disciplinați-vă timpul, disciplinați-vă ce vedeți la TV, disciplinați-vă ce imagini înghițiți, opriți-vă! Pentru că altfel veți aluneca pe topoganul infernului și nimeni nu o să vă poată opri. E nevoie de disciplină. Amin. Trebuie să te disciplinezi singur. Amin. Nu fi ca Acan, dependent de ce vezi. Fii în autocontrol. Egoismul este o altă manifestare a senzualității. Adică eu. Vreau eu să mă simt bine. Nu mă interesează cum se simt ceilalți. Vin în biserică și eu vreau să mă simt bine. Eu vreau să mă simt bine. Acesta este culmea egoismului. Să nu țin cont și de ceilalți, ci doar de mine, de plăcerea mea, de dorința mea. Îi sacrific pe toți pentru plăcerile mele. Acesta se numește egoism și egoismul este păcat. Este la fel de păcătos ca și curvia, frați și surori. Este la fel de păcătos ca și minciuna, este la fel de păcătos ca oricare alt păcat, pentru că păcatul este o urâciune înaintea lui Dumnezeu, indiferent de forma de manifestare. Păcatul rămâne păcat, este fără de lege. Iar Domnul spune, plecați de la mine, pentru că nu vă cunosc, voi care ați trăit fără de lege. O altă manifestare a senzualității este infidelitatea. Infidelitatea, de asemenea, este o consecință a pornografiei. Este o consecință a lipsei de comunicare în familie, a lipsei de cultivare a iubirii. Însă mă opresc puțin, înainte de a trece la ultimul punct și închei, la narcisism, pentru că acesta este un păcat absolut contemporan. Narcisismul este dragostea exagerată pentru propria persoană. Narcis vine din mitologia greacă și mitologia greacă spune că Narcis a fost cel mai frumos bărbat din toate timpurile. Însă el nu știa că este frumos. Și atâta timp cât ești deștept și nu știi, e bine, dar când afli, e bai. Când ești frumos și nu știi, e bine, dar când afli, ești foarte ispitit să afle și alții. Și Narcis a mers într-o zi la un
la o apă și s-a aplecat să bea apă cu mâna. Și în oglinda apei și-a văzut chipul frumos și a rămas uimit de frumusețea lui. Și a stat acolo contemplându-se și s-a uitat acolo privindu-se ore în șir. Mira de propria frumusețe până când a amețit, a căzut în apă aia și s-a înnecat. Narcisismul înseamnă dragoste exagerată de propria persoană. Adică, sunt oameni care se aranjează în oglindă în 5 minute și sunt oameni care se aranjează în oglindă în 5 ore. Trebuie să recunoașteți, frați și surori, că astăzi există o dorință exagerată după o prezentare frumoasă a ambalajului. Astăzi este la modă să-ți aranjeze ambalajul cât mai frumos, însă conținutul nu mai este important. Pentru oameni, pielea este mai scumpă decât sufletul. Dau o grămadă de bani pe unsori și pe cosmeticizare, pentru ca să facă pielea fină, catifelată și frumos de privit. Însă nu dau nimic pe sufletul lor. Petrec ore în șir să-și facă pielea fină, dar n-au 5 minute să se roage pentru suflet. Eu nu vorbesc împotriva cosmeticizării, nu! Eu nu vorbesc împotriva frumuseții umane, nu! Eu nu vorbesc împotriva decenței și al bunului simț, nu! Ci vorbesc împotriva exagerării. Sunt oameni care nu au decât piele, dar nu au suflet. Nu au decât ambalaj, dar nu au conținut. Astăzi foarte ușor deschizi o ușă dacă ai un ambalaj frumos. Cu un ambalaj drăguț, orice ușă se deschide. Pe cine mai interesează dacă ești pocăit sau nu? Asta nu e o valoare. Dacă ești om serios sau nu. Nu, important este să fii frumos, să fii inteligent și să ai bani. Aceste trei valori guvernează societatea noastră. Moralitatea nu mai e la modă. Integritatea nu mai este la modă. Verticalitatea nu mai este la modă. Pentru că narcisismul domină, dragoste exagerată pentru cum arăți, pentru ambalaj, pentru piele. Oamenii lui Dumnezeu, în calitate de slujitor, îngăduiți-mi, vă rog, cu profund respect pentru dumneavoastră, să vă pun câteva întrebări. Cât timp ați stat de dimineață în fața oglinzii? Nu-mi răspundeți. Răspundeți propriei conștiințe. Indiferent de ce spui, Dumnezeu știe. Și te rog să mă crezi că în cartea infinită a lui Dumnezeu există o pagină unde s-a notat cât ai stat astăzi de dimineață în oglindă. Vei spune, Luigi, ești ridicol. Ascultă-mă, Dumnezeu știe tot ce faci. Ești de acord cu mine că Dumnezeu știe tot ce faci. Întrebarea numărul 2. Cât te-ai rugat astăzi? Asta arată cât de importantă ți este pielea și cât de importantă ți este sufletul. Cât de important este ambalajul și cât de important este conținutul. Frați și surori, cât timp petrecem pentru ambalajul acesta? Foarte mult timp. Nu-i rău dacă ne îngrijim să arătăm bine, dar e rău pentru că nu ne îngrijim să arătăm bine și în interior, să avem un duh smerit, să fim oameni temători de Dumnezeu, să avem un timp de rugăciune în care ne disciplinăm să-L avem mereu, să avem un timp de citit Biblia, să avem un timp de post, să avem un timp de părtășie, să ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul Domnului, să ne gândim la împărăția lui Dumnezeu, la lucrarea lui Dumnezeu. Frați și surori, ce primează în viața mea? Asta arată dacă sunt duhovnice sau nu. Nu vin în biserică și mă rog mai tare decât toți. Și în felul ăsta vreau să dovedesc că sunt cel mai duhovnicesc. Dacă mă rog tare, trebuie să mă rog tare în odăița mea. Biblia spune și când intri în odăiță și te rogi, acolo se arată atitudinea mea duhovnicească. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne rugăm în biserică, ba da, însă eu nu voi fi duhovnicesc doar cu ce mă rog la biserică. Eu trebuie să mă rog acasă și dacă nu uit să mă cosmeticizez când vin la biserică,
să mă aranjez, să stau în fața oglinzii și să mă pun drept. Tot la fel nu-mi pot permite să vin înaintea lui Dumnezeu cu un interior strâmb. Nu prețui doar pielea, prețuiește și sufletul. Nu prețui doar ambalajul, prețuiește și conținutul. Narcisismul este un păcat nenorocit care te desparte de Dumnezeu. Nu fii frumos doar pe din afară, fii la fel de frumos și prin interior. Lasă ca sinceritatea, bunătatea, dragostea, iertarea, omenia și toate celelalte să-ți împodobească sufletul. Amin. În fiecare dimineață, uite-te în oglinda pocăinței prin rugăciune și citirea Bibliei și pune-ți sufletul în rânduială. Om al lui Dumnezeu, într-o zi se va întoarce Iisus Hristos. Ca mâine pe norii cerului va suna trompeta cerească și o vor auzi toți de pe toate meridianele. Și cei cu sufletul curat se vor desprinde de pământ sfidând legea gravitației și se vor ridica la Domnul în văzduh și vor fi mereu cu Domnul. Acolo voi fi eu? Acolo vei fi dumneata? Acolo vor fi toți cei cu sufletul curat și drept. În al treilea rând, soluții împotriva senzualității. În primul rând, în seara aceasta, dacă ai probleme cu senzualitatea într-un fel sau în altul, atunci primul lucru pe care trebuie să-l faci este să înțelegi că viața pe care o trăiești îți aparține și ești responsabil de cum o trăiești. Nu Dumnezeu este responsabil de cum trăiești viața, dumneata ești responsabil. Deuteronom, capitolul 30, versetul 19. Îți spun astăzi în față binele și răul, alege! Eu aleg ce vorbesc. Spun, m-ai enervat, fratele, de-aia am zis lucrul acesta. Nu! Nu! Eu singur m-am enervat, pentru că am reacționat cu nervi la ce a spus el. Eu sunt responsabil de ce fac. Eu sunt responsabil de ce spun. Nu fratele, nu soția, nu soțul. Eu sunt responsabil. Înțelege că ești responsabil de felul în care trăiești. Nimeni nu-i responsabil. Trăiești cum vrei, dar ești responsabil. Dragi tineri, probabil vreți o viață mai liberă, vreți o biserică mai liberă. Ascultați-mă, sunteți responsabili de ce vreți. Sunteți responsabili de ce alegeți. Nu eu sunt responsabil. Sunteți responsabili, frați și surori, sunteți responsabili de ce vorbiți acasă. Sunteți responsabili de ce vorbiți în grupurile unde vă întâlniți. Sunteți responsabili de ce vorbiți la telefon cu prietenii. Vorbiți ce vreți. Dacă vreți să bârfiți, bârfiți, dar fiți responsabili de bârfa pe care o faceți. Dacă vreți să clevetiți, să disprețuiți, dacă vreți să călcați în picioare, faceți-o, dar să țineți minte, într-o zi veți fi făcuți responsabili de atitudinea aceasta. De aceea vă rog în această seară, opriți-vă. Opriți-vă, pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și dacă așa stau lucrurile Israele, spune Dumnezeu prin profetul Amos, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, continuă Petru? Amos spunea, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeu. Petru spunea, printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Vă chem în această seară la o purtare sfântă și evlavioasă. Fii responsabil de ce faci. În al doilea rând, tot ce faci are consecințe. Tâlharul de pe cruce spunea celuilalt tâlhar, noi merităm să ni se întâmple asta, pentru că am făcut păcate și acum suportăm consecințele. Frate și soră, tot ceea ce faci, tot ceea ce spui, te vei întâlni cu consecințele. Dacă astăzi disprețuiești pe cineva că nu este așa de 60 de kilograme ca dumneata și este mai gras, într-o zi te vei întâlni cu consecințele disprețului pe care îl manifesti. Dacă râzi de cineva că e mai sărac, că nu e așa inteligent, că nu are bani, că nu știe să cânte frumos, într-o zi te vei întâlni cu consecințele acestea. Tot ce faci are consecințe, frate și soră. Tot ce faci, tot ce spui, tot ce gândești, într-o zi vei fi pus în fața propriilor fapte. Așa că ai grijă ce faci, ai grijă ce spui, teme-te de Dumnezeu. Cenzurează-ți vorbele, gândurile și sentimentele. În al treilea rând, hotărăște-te pentru o viață demnă.
Oprește-te în seara aceasta și spune-i lui Dumnezeu: Doamne, mărturisesc slăbiciunea, însă eu nu am putere să mă opresc, dar vreau. Dacă vrei, Dumnezeu poate. Dacă vrei, Dumnezeu poate. Trebuie să-i spui în această seară lui Dumnezeu: Doamne, am devenit dependent. Doamne, nu pot. Doamne, nu pot. Îmi ia gura pe dinainte și vorbesc. Dar te rog frumos, ascultă-mă în fiecare dimineață când mă voi ruga. Ascultă-mă în fiecare seară când mă voi ruga. Sfătuiește-mă în fiecare dimineață când voi citi Biblia. Sfătuiește-mă în fiecare seară când voi citi Biblia. Și ridică-mă din starea mea de păcat, Doamne. Hotărăște-te în această seară să-i dai viața lui Dumnezeu. Dă-i un timp în fiecare dimineață pentru rugăciune și citirea Bibliei. Dă-i un timp în fiecare seară pentru rugăciune și citirea Bibliei. Vrei să faci lucrul acesta? Ești hotărât în această seară, mâine dimineață, să te rogi? Ești hotărât în această seară, mâine dimineață, să citești Biblia? Vrei să faci lucrul acesta și marți de dimineața? Vrei să faci lucrul acesta miercuri, joi, vineri și sâmbătă? Spune-i lui Dumnezeu lucrul acesta în această seară și te rog, ține-te de cuvânt. Frați și surori, la ce folos toată predica aceasta dacă nu avem un moment al aplicației practice? Adică un moment de rugăciune în care să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, mă simt prins la colț în seara aceasta de cuvântul Tău. De justiția Ta mă simt prins la colț cu viața mea. Nu te pot fenta, nu pot scăpa. M-ai prins la colț, Doamne, și am de ales din nou să continui cu viața mea sau să mă opresc și să o pun în mâna Ta pentru sinceritate, pentru iertare, pentru pocăință și pentru neprihănire. Frați din sală sau de la balcon, tineri și bătrâni, urmează o nouă săptămână care este o nouă șansă pe care ne oferă Domnul. Ce vreți să faceți cu ea? Vă rog în această seară, în timpul rugăciunii care va urma, roați-vă un moment în care să vă mărturisiți slăbiciunile lui Dumnezeu în mod concret și cu deplină sinceritate, pentru că Dumnezeu vă iubește. Dumnezeu vă iubește. Dumnezeu vă iubește. Oriunde ești, Dumnezeu te iubește și vrea să te întorci înapoi. Dacă fiul meu greșește, eu nu-l dau afară din casă. Eu nu-l arunc. Eu îl cert, eu îl pedepsesc, dar mai apoi îl chem înapoi. Pentru că este fiul meu luat din sufletul meu și din trupul meu. Este copilul meu și eu încerc ca să-l mustru, să-l învăț, dar mai apoi îl chem în casă și îl îmbrățișez. Fiul care și-a cheltuit averea a avut o viață destrăbălată, dar când s-a întors, a găsit un tată cu brațele deschise. Privește-l pe Domnul în seara aceasta cu brațele deschise. Vițelul îngreșat este chiar aici să-l taie în cinstea revenirii Tale. Cântăreții sunt chiar aici să declanșeze o sărbătoare a momentului pocăinței Tale din această seară. Întoarce-te la Domnul, indiferent cine ești. Oprește-te din alergarea strâmbă și păcătoasă în care te-ai implicat în ultimul timp. Mărturisește-ți păcatul dacă ți-ai nesocotit părinții, dacă ți-ai mințit părinții, dacă ai avut o viață de dispreț și de răutate. Oprește-te dintr-o viață de senzualitate și de păcat. Și în seara aceasta mărturisește-ți păcatul lui Dumnezeu, apoi spune-i: Doamne, viitorul meu îți aparține, viața mea îți aparține, viața mea de tânăr sau de bătrân îți aparține, sunt aici la dispoziția Ta. Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Doamne, sunt aici la dispoziția Ta ca să mă închin și să-ți dau viața mea ție. Haide să ne ridicăm împreună în picioare, frați și surori, și să ne rugăm Domnului, să ne mărturisim Domnului, să ne dedicăm Domnului, apoi să cântăm împreună. Ne rugăm împreună Domnului. Dragul meu prieten, dacă seara aceasta e un moment în care vrei să te dedici sau să te rededici Domnului, să-ți mărturisești păcatul și să te oprești, atunci te rog, în timpul rugăciunii care va urma, timp în care noi toți vom sta cu capetele plecate și nu te vede decât Domnul, ridică o mână. Tată, suntem în prezența Ta și îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru că ești aici să ne ierți, să ne vindeci și să ne atragi la Tine. Îți mulțumim pentru tineri, privește mâinile lor ridicate în numele lui Iisus Hristos. Lasă puterea Duhului Sfânt peste ei. Iartă-i de toate păcatele lor. În numele lui Iisus Hristos, Tată, eliberează-i. Autoritatea Ta să rupă jugul
să rupă păcatul și domnia celui rău. Binecuvintează și redă-i familiei, redă-i, Doamne, neprihănirii, redă-i bisericii și sfințeniei. Binecuvintează bărbații și femeile. În numele lui Iisus Hristos primește dedicarea lor, rededicarea lor și primește-ne pe fiecare dintre noi, pentru că suntem ai Tăi, suntem la dispoziția Ta. În numele lui Iisus Hristos ne-am rugat și îți mulțumim că ne-ai ascultat. Amin. Sunt aici, Doamne, înaintea Ta, la dispoziția Ta. Sunt la dispoziția Duhului Tău, Doamne. Chiamă-mă, Doamne, și voi veni. Te voi asculta. Aleluia. Sunt aici. Suntem în prezența Ta, Dumnezeu. La dispoziția Ta. Pentru numele lui Iisus Hristos. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt! Fiți binecuvântați de Dumnezeu care a făcut cerul și pământul! Dumnezeu să vă dea o săptămână binecuvântată! Să vă binecuvinteze familia și viitorul!
și să petreceți săptămâna aceasta în prezența lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Frați și surori, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Vă mulțumim că ați ales în această seară să veniți la Betania și să ne închinăm împreună celui care ne-a dat viața, care ne-a dat binecuvântare și succes. Vă încredințăm pe fiecare dintre dumneavoastră în mâna atotputernică a Dumnezeului nostru. Să fiți binecuvântați de Domnul, să aveți o noapte binecuvântată și o săptămână binecuvântată.